Salutare, prieteni! Am revenit și eu, prieteni. Căutam spitale într-una. La toate spitalele căutăm un doctor bun pentru Florin. Am căutat ieri, prieteni, pentru Florin, n-am găsit. Acum vedem cum merge și ce ne zice, ce le împăriri de la mai mulți. Că prima dată vrem să încercăm alte din astea, cum le zice, niște aparaturi din astea ultraviolete, adică să-l bage ca un remeneu acolo într-o cameră, poate se regenerează acolo. Prima variantă ne-a zis un doctor, a doua ar mai fi, adică o operație ca un fel de burghiu, să-i dea așa în nos acolo să... cum Dumnezeu i-a zis, Doamne, Dumnezeule, dacă nu am căpia de azi dimineață, că arăt ce am pățit și eu, să regenereze, să se poată să facă lichidul ăla acolo, regenereze vasele alea, așa. În fine, o să vă explic pe alt vlog mai detaliat. Acum am venit să mai facem, a făcut remene, a făcut un... Acum să facă și un tomograf. Acum suntem la spital aici, uitați. Eu sunt în mașină și Florin a coborât să facă tomograful ăsta. Mă sună cineva, i-am dat pe ocupat. Și doar noi doi, fără mama. Aveți loc? N-avea loc. Avea loc, a trebuit și un G mai mare. Da, prieteni, și cu alergătura asta prin spital este cel mai nasol. I-am luat lui Florin și cârje pentru că nu mai poate să meargă, să calce în picior. Din ce în ce îl doare. Și aseară, ce credeți, că după atâta oboseală, stres și să alergi în București la toate spitalele, ba Floreasca, ba Ponderas, ba cum îi spune așa. Ia că parcă și aici pleacă doamna. Așa, doamna, mulțumesc că parchezi un lucru, doamna. Numai puțin, prieteni, că după atâta alergătură, că vorbesc din creier, că să vă arăt ce am pățit eu aseară. Numai puțin. Deci, prieteni, să vă arăt. Deci când am ajuns în apartament aseară, deja mă băgasem în pat, mă simțeam așa de rău, amețit, îmi venea să vomit. Acum nu știu dacă o fi gripa aia de la Leonardo, dar eu totuși mi-am luat pastile înainte să îmi fie rău, deja mi-am luat pastiluțe, dar prietenul m-am pus în pat. Deci mă lua cu călduri, o amețeală, o durere de cap, venea să vomit, care nu puteam să rezist, am luat o pastiluță de vomă, dar tot degeaba. După care fratele meu, Florin, m-a luat, m-a pus în mașină și m-a dus la spital la urgență. Când m-au văzut aia cum eram cu ochii în cap și cu capul într-o parte așa, nu mai aveam putere să țin capul și ochii deschiși. Că și acum, uite, vorbesc din creier, că nu vreau să mă forțez, dar uite că iar am alergat, uite, peste tot să facem un remeneu pe tomograf. Am stat până la ora 4. Până la ora 4 nu mai e în perfuzie, uitați.
Deci mi-au făcut analize, mi-au făcut de toate, am stat la perfuzii, mi-a băgat dexametazonă, mi-a băgat mai multe, nu. M-am revenit și abia la ora 4, azi dimineață, am ieșit, m-am dus și m-am culcat, m-am revenit și am dormit până la ora 10. Și de la ora 10 iar am început. Și încă suntem în căutare, că ne-a cerut un profesor, nu mai puțin să vă arăt și asta, ne-a cerut mi-a dat aici mie un tratament calciu și ce mai mi-a dat Betaserc, mi-a dat de amețeală și astea sunt toate analizele ce mi-au făcut acolo. Merg și bine analizele, foarte bune. Leucocitele, care eu chiar m-am speriat de când aveam atunci leucocitele 18.000, infecția aia urinară care de la rinic sau ce am, că am nisip și de atunci m-am speriat, am crezut că alea sunt, că de-aia mă simt și așa obosit și greu, dar nu sunt. Mi-a zis că o cădere de calciu, care sunt foarte obosit. Într-adevăr, am plecat la ora 10 de acasă de la Strehaia, am ajuns la ora 1 în București, am dormit câteva ore, la ora 7 m-am trezit și uite așa mi-a ajuns oboseala, mai ales oboseala de la pregătirile de Paști, cu purcei, cu porcii la cuptoare, la pregătiri, la alea, că ați văzut ce am făcut acasă. Și plus pe lângă asta și beția aia de am băut atunci și eram așa, nu că eram să vomit sau ceva, doar a fost o oboseală, care oboseala s-a strâns și nu mai puteam. Așa sunt eu. M-am picat deodată. Câmpena nu știe nimica, ai mei nu știu nimic, abia acum 5 minute i-am zis lui Câmpena. Am stat toată noaptea la perfuzie. Și cam atât. Cum îl aștept pe Florin? E nasol, uite, doar noi doi. Fără mama. Mama cum este bolnavă, unde să o cărăm și pe ea după noi să umble, să stea. Vedem de săptămâna viitoare, dar insistă cineva, mă sună, revin. Am revenit, prieteni. Da, prieteni, cam ce să vă mai zic, cam atât, prieteni. Stăm până mâine, oricum venim săptămâna viitoare, că până nu luăm o decizie să fie mai ușoară, încercăm astea mai ușoare, că după aia cred că tot la operație va ajunge, dar nu acum, cum a zis doctorul ăsta care l-am întâlnit acum, a zis că de ce să nu încercăm, că e tânăr, să încercăm pe astea, poate că îi va trece așa, îi se va regenera înapoi prin chestiile astea care le spun ei. Dacă nu, a doua variantă este să-i dea o gaură cu, ca un bulghiu așa, chiar acolo, la rotulă, la șold. Ce să mai zic? Unii am întrebat de ce provine, din ce vine asta, de unde, cum e asta, actroza asta, actroza îi spune. Asta spun mulți, unii, circulația sângelui, adică circulația sângelui, dacă nu are omul bine, așa. Unul ne-a zis din cauza, l-a întrebat dacă Florin a făcut dexametazonă, dacă a făcut foarte multă
și am zis că da, că Florin a fost operat de chiar de 4-5 ori, numai prin spitale, că el n-are murit nimic așa. Și cred că de la dexametazonă. Așa ne-a zis oameni, că dexametazonă nu se face chiar așa mult, o perioadă de 2-3 săptămâni. El chiar a făcut-o și mai mult, numai prin spitale a fost cu operația lui. Iar mai mă sună cineva, regi. Gata, prieteni, mă sunase frate meu, că nu mai durează, este acolo înăuntru. Și ce să vă zic, prieteni, cam vedem deciziile de săptămâna viitoare, că trebuie să vedem ce spune și mama, Lucica, soția lui. Doar că noi acum am întrebat mai mulți doctori, să vedem deciziile fiecăruia care... Știți cum sunt doctorii ăștia? Unii stau de vorbă, îți explică frumos ce se întâmplă, cum e, îți detaliază așa frumos. Unii zic, a, nu, acum, unul ne-a zis, ce credeți? Unul ne-a zis, a, fă-i programare peste 5 luni deja. I-am zis, domnule doctor, păi uitați în ce situație, nu poate să mai meargă. Multă lume spune să nu lăsăm să nu se agraveze acolo, uite, merge în cârje. Că asta e procedura în România? Adică cum? Nu există o variantă decât peste 5 luni de zile? Păi spuneți-ne măcar un tratament, ceva. Nu, faceți programare, atât scurt. Păi... Bine, mulți doctori sunt și îngânfați așa, nu știu cum le zic, că... Poate că mai sunt și... Nu vreau să vorbesc pe aici, apropo, prostie. Asta e România. Că în afară, dacă ar fi, era altceva. România noastră e România. România toată, adică România noastră, da, prieteni. Prieteni, de aia îmi cer scuze, nu am putut să vă citesc mesajele care mi le-ați scris acolo, legate și de lumina de familia noastră. Am văzut că doar m-am uitat așa puțin la unele. La unele v-am comentat înainte să-mi fie rău, m-am uitat la ele. Eu vă mulțumesc din suflet. Și... Prieteni, vă ținem la curent și cu Florin. Cam atât, prieteni. Uite cum vorbesc, că vorbesc așa, că se vede că sunt obosit. Prieteni, cam atât. Ne auzim și mâine, mâine plecăm acasă. Dar, mâine, adică de fapt mâine dimineață avem încă o programare la un doctor, că de-aia ne-a trimis să facem și un CT de ăsta. Și după ce îl vede doctorul, după aia plecăm la Strehaia și de săptămâna viitoare venim cu mama. Prieteni, vă doresc multă sănătate. Știți de ce, prieteni? Pentru că, prieteni, de asta mă rog la Dumnezeu și de asta tot spun, când are omul sănătate și liniște, le are pe toate, prieteni. Nu banii contează, ați văzut cum fac eu. Că eu nu de bani vorbesc și alea. Când are omul liniște și sănătate, le face pe toate, găsește să mănânce o pâine, să-și pună pe masă. Eu tot timpul am zis să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-am descurcat, că punem o pâine, că cum este, cum nu este, să fim liniștiți, prieteni. Că de asta și Dănuț, când a fost în Germania și a plecat tot după o pâine, prieteni, și a venit și am făcut Paștele împreună cu familia mea strânsă și de asta m-am oferit și mi-am luat nepoții ca să ne vedem uniți strânși și le-am cumpărat câte ceva. Prieteni, cam atât. Ne auzim mâine. V-am pupat. Multă sănătate.